Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou tutorial de astăzi. Ce faceți voi? Sper că sunteți bine. Vreau să vă mulțumesc la toți care v-ați abonat la canalul meu de YouTube, Mitică Chiriță Oficial. Astăzi o să vorbim despre Oltenașul. Am văzut că se cântă foarte mult cor asta. Bineînțeles, este extraordinar de frumoasă. Îmi place și mie foarte mult a formației extraterestre, a Lusile de la Cenica, care, bineînțeles, îi mulțumim pentru toate frumusețile care le scoate lui și formației extraterestre. Și am zis ca să vă predau și dumneavoastră Oltenașul, pentru că este o horă foarte frumoasă. Înainte să încep, vreau să-i mulțumesc copiilor mei pentru lui Cosmin, bineînțeles, care ne face negativile pentru această horă și care și dumneavoastră o să pun la sfârșit ca să puteți să studiați în casă, lui Mario, care el îmi face tutoriale ca să pentru dumneavoastră, îl pup pe tata și îl iubește foarte mult pe el și pe Cosmin, tatălui meu Florian de la Oltenița, care datorită lui am și eu acest instrument în brațe, el m-a învățat tot ceea ce știu și pot să vă predau și dumneavoastră. Astăzi o să cânt eu Oltenașul tot, ca să vedeți cum trebuie cântat în maniera mea, bineînțeles. După care o să cânt prima parte cât pot eu de rar. Ea are și o mică introducere, dar nu o să vorbim astăzi despre ea, o să o las la sfârșit ca să studiați prima parte, părțile care sunt ele. Introducerea o să vorbim la sfârșit despre ea. Bun. Acum o să cânt cu negativul, după care o să cânt cât pot de rar, da? Oltenașul, toate părțile. Acum o să-i scot halul și reverbul pe chitară ca să înțeleagă foarte bine. Și o să cânt prima parte cât pot de rar. V-am zis, introducerea o să o lăsăm pentru la sfârșit. Că asta mi se pare puțin mai simplu. Adică după aia o să facem introducerea. Prima parte vorbim, da? De la la major, bineînțeles, melodic, da? Bun, și începem de aici, din poziția lui la, da? Cu degetul 3 după coarda re, pe nota la, bineînțeles. Deci, la major. O să mai fac încă o dată. Pardon. Puțin mai repede ca să înțelegeți.
ce este cu tril, da? Cu stil. Do diez cu do. Da? Asta este. Bun. Repede ca să înțelegeți. Să repetă chestia asta. Da? Bun, încă o dată. Cânt puțin mai repede ca să înțelegeți cum s-o împărțiți. Asta este, da? Un fel de prima voltă, cum ar veni din prima parte, da? Este foarte simplă, nu este, cine știe ce, o greutate mare. Dar trebuie să punem stilurile bine ca să se iasă. Bun, o să mai cânt încă o dată. Deci chestia asta se face de 3 ori. A doua. Și a treia. Sper că ați înțeles. Mai avem puțin din ea. Deci, bun, o să mai cânt încă o dată și după aia trecem mai departe. Da? Iar se repetă. Și acum o să cânt cu totul ca să vedeți cum mai este chestia. După aia o să fac rar numai partea asta ca să înțelegeți când să le puneți. Și acum o să cânt puțin mai repede ca să înțelegeți când să puneți și încheiere. Fac numai chestia asta ca să vedeți, da? Deci cu nota mi, mi și la, da? Cu degetul 3. Mi iar înapoi. Sau nota simplă. Da, deci. Aici este jumătatea aia, după aia se mai repetă încă o dată și mai are încheierea asta. Mai are încheierea asta și asta este toată partea. Bineînțeles, prima parte fără introducere, că mai are introducerea, dar după aia o să vorbim la sfârșit despre introducere. Bun, acum o să cânt iar până aici.
să repet iar. Odată și acum vine în locul la că e încheierea, vine încheierea acum. Acum mă duc cu degetul 2 în poziția la major, da? Când începem cu degetul 3. Acum o să mă duc cu degetul 2 ca să fac încheierea la do diez mi cu degetul 3, da? Și cobor la fa diez cu degetul 1. Deci cu tril, da? Mi. Deci. Și încheierea. Să înțelegeți mai bine. Și o să dau și chitară mai așa, poate vedeți mai bine. Sper că s-a văzut. Bun, acum o să mai cânt încă o dată, toată, ca să știți cum să o împărțiți. Tutorialul Oltenașul. Sper să vă fie de folos. O să vă las câteva zile, o săptămână, ca să văd cum o cântați, după care o să vă pun și partea a doua. Ce să vă zic? Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru că v-ați abonat la canalul meu de YouTube Mitică Chiriță Oficial. Vă pup pe toți, sper să vă fie de folos, sper să învățați cât mai mulți. Și ce să zic, Doamne ajută, ne vedem la următorul tutorial. Vă pup pe toți!